Moș Crăciun, cuplete de albe, a sosit de prin ameți și ne aduce daruri multe la fetițe și băieți. Bună tuturor, sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi nu este Crăciunul, dar m-am gândit așa să fac un tag de zăpadă și Crăciun. Acest tag e un tag special, e un tag de sărbătoare și așa să fim noi mai buni. Și acest tag este pentru o prietena mea. Acest tag este pentru iubita mea Elena, de pe canalul Homemade by Elena. Te pup, Elena, și sper să faci acest tag. A doua persoană pe care căruia îi dau acest tag este Ioana 114. Sper, Ioana, că o să faci și tu acest tag. A treia persoană este Cristina Covaci, cred că așa se spune. Este o dulceață, o scumpă și o pup. Sper, Cristina, să faci și tu acest tag. A patra persoană este scumpa aia de fata lui Gologan. E o scumpă și ea, o drăguță și așa fashion. Te pup, iubita, și sper să faci și tu acest tag. Acest tag este și pentru Mademoiselle Lorraine. Sper că îți face plăcere și să faci și tu acest tag. Haideți să începem cu întrebările. Și bineînțeles, poți să-l facă oricine dorești. Prima întrebare. Îți place Crăciunul? Ador Crăciunul. Pentru mine Crăciunul este sărbătoarea cea mai frumoasă și cea mai emoționantă. O iubesc. A doua întrebare. Sărbătorești Crăciunul? Da, sunt ortodoxă, deci sărbătoresc Crăciunul. Spune-ne trei cadouri pe care le-ai vrea de Crăciun. Anul ăsta, de Crăciun aș vrea doar un singur cadou, adică să fim într-adevăr mai buni. Într-adevăr, să nu mai fie atâta ură între noi, atâta răutate, atâtea războaie, atâția morți, să înceteze războiul între religii. Trebuie să fim toți liberi, liberi pentru că suntem pe pământ, liberi pentru că pământul este gata cu rasismul, ajunge atâta răutate. Asta este cadoul meu de Crăciun, să fim mai buni într-adevăr și să nu mai fie atâta răutate. Următoarea întrebare. Îți plac surprizele sau faci tot posibil să descoperi cadourile pe care o să le primești? Eu sunt o fire care nu. Eu sunt o ființă așa, o tipă care nu are răbdare, deci trebuie să descoper absolut ce cadouri primesc pentru că n-am răbdare, n-am răbdare. Următoarea întrebare. Cumperi cadourile cu mult în timp înainte sau în ultimul moment? Eu cumpăr cadourile înainte pentru că îmi place așa să umblu după ele, să caut, să văd chestiile cele mai frumoase. Nu, eu le cumpăr cu mult timp înainte. Următoarea întrebare. La tine este zăpadă? Din păcate nu este zăpadă pentru că eu trăiesc în Italia. În Italia și mai ales trăiesc într-o localitate la mare. Aici este soare. Următoarea întrebare. Știi să schiezi? Când eram mică, mă duceam în Poiană, la Brașov, mă duceam cu părinții fiecare an și știam să schiez. Odată eram la început, așa când abia începusem să învăț și în Brașov, așa, eram acasă la niște prieteni și în fața casei aveau un fel de deal, așa. Și pe dealul ăsta era un parc vara, dar fiindcă era iarnă și nisese, era tot acoperit cu zăpadă. Și eu cu verișoara mea m-am dus sus și părinții noștri și cu toate neamurile alea acolo erau să ne aștepte jos și eu îmi pun schiurile și plec după pista asta și toți: brava, Janina, brava, Janina, bum! M-am băgat cu picioarele și cu schiurile într-o bancă care era acoperită cu zăpadă și eu n-am văzut-o. A trebuit să mă scoată de acolo.
Oh nebunì, Adri, mi siamo scotto da colo salvare, bine, non mi appunni mica, dar a fost prea distractiv, că tot spunea bravo, Jania, bu! Următoarea întrebare, te duceai cu colinde când erai copil? Păi sigur că da, la țară la mamaia mea e din Roșori, un sătuc lângă Urziceni și fiecare iarnă muream după chestia asta, ne pregăteam cu verișoarele mele că erau multe și ne duceam cu colinde. Da. Următoarea întrebare. Ce pregătești pentru ajun și Crăciun? Fiindcă trăiesc aici în Italia, ei au obiceiul în ajunul Crăciunului să pregătească pește și de Crăciun carne, lasagna, chestiile astea. Și în ajunul de Crăciun, deci noi pregătim pește, facem somon sau spaghete cu scoici sau cu fructe de mare, chestiile astea. Iar a doua zi de Crăciun, mama face sărmăluțe, cârnăciori, tobă și eu mai fac și pentru copii, așa că nu prea le place lor sărmăluțele, fac lasagne și un pic de friptură așa la cuptor, cartofi la cuptor, dulciu și mâncăm de ne omorâm. Următoarea întrebare. Ce mănânci de Crăciun? Abia v-am spus. Ce culoare o să fie brăduțul anul ăsta? Brăduțul meu o să fie verde, pentru că l-am mereu pe la verde de plastic, dar globulețele o să fie argintiu cu roșu, pentru că anul ăsta am așa chef de argintiu și de roșu. Următoarea întrebare. Îl decorezi tu? Brăduțul îl decorez împreună cu copiii, că așa e frumos. Următoarea întrebare. Ce obiceiuri sunt în familia ta de Crăciun sau în religia ta? Obiceiurile noastre de Crăciun în familia mea nu prea avem așa decât să ne ducem la biserică, să stăm cu toți împreună și să desfacem cadourile, să vedem copiii fericiți de cadourile lor. Astea sunt emoțiile care ți le dă Crăciunul. Astea sunt obiceiurile noastre. Următoarea întrebare. Cum ai descoperit că există Moș Crăciun? Când eram mică, foarte mică, nici nu mai știu, cred că aveam vreo 6-7 ani, țin minte ajunul ăsta de Crăciun, pentru că eu și frățiorul meu, Vali, ne-am hotărât să descoperim cine este Moș Crăciun. Și ne-am ascuns după ușa la intrare. La un moment dat, eu stăteam cu el acolo jos și vorbeam amândoi acolo că cine o fi, că mama și tata era în casă, pentru că noi eram convinși că sunt ei Moș Crăciun și ei erau în casă, deci nu puteau să iasă. Și la un moment dat auzim poarta că se deschide și se închide și noi repede deschidem ușa de la intrare și vedem toate cadourile acolo. Și noi am rămas așa cu gurile căscate și din momentul ăla eu într-adevăr am știut că există Moș Crăciun, pentru că există. Următoarea întrebare. Cum spui copiilor că Moș Crăciun există? Eu am copilași mai măricei așa și lor le spun, chiar dacă sunteți mai mari, Moș Crăciun e în sufletele noastre, e în spiritul Crăciunului, în nașterea lui Isus, în a fi mai buni, în a sta împreună, în familie, în bunătate. Ăsta este Moș Crăciunul pentru mine. Cu cine petreci ajunul și Crăciunul de obicei? Îl petrec cu copiii mei și cu părinții mei, pentru că noi suntem departe de casă și nu avem neamuri prea multe aici. Și așa petrecem noi în familie acasă. Următoarea întrebare. Ai preferat să faci o vacanță sau să stai acasă? Păi, fiindcă trăiesc în străinătate, sigur că aș vrea să fac o vacanță, poate o vacanță în România, ca să fiu alături de neamurile noastre de Crăciun, că e minunat. Următoarea întrebare. Îți amintești un cadou de Crăciun de când erai mic? Îmi amintesc, cum am spus, ajunul ăla de Crăciun, chiar dacă eram foarte mică, mi-aduc aminte
cadou ăsta, cutia asta mare cu toate chestiile de bucătărie, oale, căni, furculițe, chestii de astea. Și știți că pe timpurile alea, atunci când era Ceaușescu, nu prea erau cadouri de astea exagerate, dar pentru mine a fost ceva nemaipomenit și mi-o aduc aminte cu drag de Crăciunul ăla. O altă întrebare, următoarea întrebare. Îmi promiți că anul ăsta o să trimiți urări personal? Pe sigur că vă promit. Vă promit că o să vă trimit, o să fac un video, o să vă pupăcesc pe toți și să fac urările la toți dragii mei personal. Și cam atât a fost acest video. Vă amintesc fetele pe care le-am dat tag. Elena de la Homemade by Elena. Cristina Covaci, Ioana 114, fata lui Gologan e Mademoiselle Lorraine. Și acest tag e și pentru toate fetele care vor să le facă. Și cam atât. Vă urez o zi plăcută. Ne vedem la următorul video. Ciao, ciao!